Accident tragic petrecut aseară în județul Dolj. O femeie de 38 de ani a decedat după ce a fost lovită chiar de mașina unui polițist. Nenorocirea s-a petrecut aseară pe drumul Național 56A, când Mircea Cazacu, șeful secției rurale din Comuna Cetate, a croșat-o cu mașina pe femeie și a proiectat-o la o distanță de 20 de metri. Victima s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă de paramedici care a încercat manevre de resuscitare, însă fără niciun rezultat. Polițistul s-a cu dosar penal pentru ucidere din culpă. În urma analizelor cu etilotestul, s-a constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice. Tânăr a lăsat în urmă trei copii orfani și un soț îndurerat.